Bună, dragii mei! Probabil astăzi vă întrebați ce vom încerca. Vom încerca desertul copilăriei mele, tort din biscuiți pe care îl făcea mama pe atunci când eram copii. Pentru asta avem nevoie de puțin lapte, smântână, 500 de grame, cu procentajul de 20-25, un pahar de zahăr pudră, puțină esență de vanilie, o tavă, desigur biscuiți și un mixer. Să începem! Începem prin a pregăti glazura și mixăm puțin smântână. Adăugăm puțină esență de vanilie. Zahărul pudră, după care iarăși mixăm. Omogenizați mai întâi, după care porniți mixerul pentru a nu se împrăștia zahărul peste tot. Am mixat crema noastră, după care trecem propriu zis la aranjarea biscuiților în tavă. Vom începe prin înmuierea biscuiților în lapte. Pentru câteva secunde, primul strat optez pentru biscuiții cu ciocolată. Am aranjat primul strat în tavă. Acopăr acest strat cu smântână bătută. Continuăm cu stratul 2 și tot așa până obținem tortul nostru. Dăm acest desert la frigider pentru 30 de minute, după care îl scoatem, îl ornamentăm și îl savurăm. Cam așa arată tortul copilăriei mele. L-am lăsat 30 de minute în frigider, după care l-am ornamentat așa cum mi-a dat mie prin cap. Sper din suflet să-i placă și copilului meu. Sper din suflet să vă placă și vouă să-l încercați și să-mi lăsați în comentarii dacă e și pe placul vostru. Vă salut și ne revedem în alt filmuleț. Pa, pa!